În modul său adresare din partea intelectualității au semnat-o președinții societăților culturale românești din regiunea Cernăuți și nu numai din regiunea Cernăuți, ci și din alte zone unde locuiesc compact populația noastră românească. La Cernăuți a avut loc Congresul Comunității Românești și acolo s-a adoptat această hotărâre de a ne adresa președintelui Republicii Moldova, domnului Ghimpu, cu rugămintea de a urgenta decretarea limbii române ca limbă de stat în Republica Moldova. Domnul președinte a spus că lucrul acesta se poate hotărâ numai în cadrul Parlamentului. El nu poate lua decizii de unul singur în această privință printr-un decret, dar noi sperăm că Parlamentul Republicii Moldova toți vor înțelege că există un stat și acest stat are o limbă care este una și aceeași. Dacă am fi rezolvat acest problem în anii 90 și ne-am fi ocupat acum de probleme sociale economice, era mult mai bine. Și eu tare îmi doresc să tragem o dată linie, să punem punct cine suntem, noi ce limbă vorbim, să ne ocupăm de creșterea nivelului de trai a cetățenilor. Și pe urmă, omul când trăiește bine, atunci el singur caută informații, se informează, citește mai mult un ziar, o carte și nu mai trebuie să speculăm noi și nu să-l amăgească nimeni de el. Trebuie să-i dăm bunăstare și atunci să vedeți că policii nu se mai poate amăgi oamenii. Așa au speculat de la 90 încoace. Și eu de ce am doresc foarte mult să punem punctul ăla pentru totdeauna, ca cetățenii să simtă așa cum este el. Moldovean, noi suntem moldoveni români, nu? După teritoriu, eu sunt colonițanul, nu? Sunt colonițan, spuneți-vă, dacă sunt născut în colonița. Sunt și moldovean, că teritoriul este mai mare, se numește Moldova, așa-i? Dar naționalitatea e cu totul altceva. Toată nenorocirea noastră este că noi facem un pas înainte și doi înapoi. În fața dumneavoastră stă omul care în 89, deci 21 de ani acum, am citit în Piața Biruinței, ca așa se chema atunci, la Marea Adunare Națională, unde a fost prezentă atâta lume, se spune că la 1 milion de oameni, nu mai vorbesc de spiritul care era în toată Republica de Renaștere. Eu am citit declarația în care există asemenea cuvinte. Trebuie să revenim la denumirea istorică corectă a poporului nostru. Suntem români și limba e română. După care l-am redescoperit pe Eminescu, care a spus-o, suntem români și punctum.